ziua! Bine v-am găsit la o nouă emisiune Plus de Sănătate. Avem invitată astăzi în platou pe doamna profesor Diana Cimpoieșu. Bună ziua! Bine ați venit, doamna profesor! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Avem o temă ușoară. Pe cât de ușoară, pe atât de, sperăm noi, folositoare pentru ascultătorii noștri. Urgențele. Medicina de urgență. Pe înțelesul tuturor. De ce m-am gândit să o facem pe înțelesul tuturor? Pentru că am vrea să evităm unele greșeli pe care le putem face din neștiință sau din dorința de a face prea mult sau prea repede, dar fără să știm să facem corect. O să vedem în măsura în care vom avea timp, poate o să ne povestiți pe tipuri de urgențe ce este bine să facem și mai ales ce este bine să nu facem. Da, mulțumesc pentru invitație și consider că e un subiect interesant pentru toată lumea și pentru noi ca oameni care intervenim și pentru pacienți în primul rând și pentru cei care ar putea interveni în varianta de prim ajutor, pentru că primul ajutor, dincolo de a fi un cuvânt, un termen frumos, trebuie să fie o realitate. Sigur. Și se constituie în general din lucruri pe care trebuie să le faci și, așa cum spuneați, și prin lucruri pe care e bine să nu le faci, pentru că faci mai rău și nu mai bine. Haideți să ne gândim cu ce ne putem confrunta în teren. La ce putem asista? Ca și urgență, să spunem, medicală. Urgența cea mai gravă este, evident, stopul cardiac și o să vorbim și despre asta, dar am vrut așa să fim puțin ancorate în realitatea noastră actuală, foarte recentă. Sigur. Și ne gândim la o situație dramatică care s-a petrecut în județul Brașov, ce-i drept, dar care în urmă cu două zile se putea repeta și la Iași. Din fericire, nu a fost așa. Din fericire, pentru că s-au acordat măsuri de prim ajutor, s-au recomandat și s-au efectuat. Și din fericire, pentru că substanța nu folosită nu era atât de toxică. Și ca să fim, să intrăm în cazul respectiv, din păcate, în urmă cu mai mult de o săptămână, undeva în județul Brașov, niște bunici spălau pe cap trei copii cu o substanță insecticidă de folosită la animale, la oi. Au considerat ei, și se mai întâmplă lucrul ăsta, că o substanță cu care se spală animalele poate fi bună pentru copii. Cred că și se gândeau pentru că au oameni. Da. Exact, și se gândeau probabil că are efect asupra paraziților, posibil pe părul copiilor să fie identificat niște paraziți. Și s-au gândit că e foarte bine să-i spele cu acea substanță. Copiii, ca și vârstnicii, sunt două categorii speciale de pacienți la un moment dat pentru noi. Sunt două categorii speciale care sunt mai fragile. La vârstnici, așa cum știți mult mai bine, chiar fragilitate se numește această situație. La copii, întotdeauna când avem un copil, ne gândim că e mai fragil. Tot fragilitate, o vom numi. O astfel de substanță se absorbe și o astfel de substanță, în cazul copiilor de la Rupea, a fost un insecticid foarte toxic, care a determinat stop cardiorespirator fără răspuns la resuscitare la doi dintre ei și stop cu răspuns la resuscitare inițial, o stare foarte gravă la al treilea. De ce spuneam că s-a întâmplat la Iași? Spuneam că în weekendul care a trecut am avut apel pentru la fel trei copii pe care bunica i-a spălat pe cap cu o substanță toxică, tot ceva pentru spălat animale sau pentru pus la animale. Și din fericire substanța nu era atât de toxică, nu era un insecticid organofosforat sau cu piretroide, așa cum probabil a fost cel de la din județul Brașov. Era un insecticid care evident nu era recomandat să fie pentru în contact, da, să fie în contact cu pielea. Și ce s-a întâmplat? El avea potențial de a genera neurotoxicitate și de a induce convulsii. Ce s-a întâmplat? Cineva a sunat repede la
112, medicul nostru, medicul de la UPUS Murt din dispecerat, a dat prima indicație, care a fost o indicație de prim ajutor, să se spele cu apă din abundență părul și pielea capului la acei copii. Este trei fetițe cu vârste între 3 și 11 ani și a fost un lucru bun. A revenit tatăl, pentru că nu găseam în jur persoane adulte cu care să putem comunica într-un mod favorabil pentru ei. Și echipajul de poliție era plecat într-o altă intervenție. Au intervenit cei de la Serviciul Voluntar de Pompieri. Dar e foarte bine să nu lăsăm în grija doar a autorităților, da? Pentru că primul ajutor, de asta se cheamă, prim ajutor, da? Pentru că îl poate da orice om, poate fi ghidat prin dispecerat și asta s-a întâmplat. Tatăl a fost, deși era și el foarte agitat, e greu să vorbești cu niște părinți disperați. Să le explici să fie calm și să facă câteva gesturi care sunt salvatoare. Și asta s-a întâmplat aici până la ajungerea, pentru că se întâmpla la Jigoren, deci undeva foarte departe. Am trimis primul ajuns elicopterul Smurt, apoi au ajuns mașinile care au și preluat copiii. Cei contaminați cu substanțe toxice și cei cu boli infectocontagioase de mare risc nu se transportă cu elicopterul, pentru că spațiul este foarte mic și este risc pentru echipa medicală. În același timp, însă, prezența medicului foarte rapid acolo a însemnat începerea tratamentului, a umplerii volemice și identificarea primelei informații pe care le-am avut despre ceea ce scrie pe eticheta sticlei respective. Toxică. Exact. Și a fost bine. Evoluția pe timpul transportului a fost una bună. S-au spălat apoi ochii copiilor cu ser fiziologic de către medicul de la Smurt, pentru că și aici putem avea o absorbție. Evident, și mâinile celor care fac, care spală, sunt zone în care expuse, substanța toxică da, poate, este absorbită. Absorbită, poate pătrunde și atunci e bine ca cel care spală să o facă cu un dispozitiv de tip furtun sau să-și pună mănuși, pentru că asta nu înseamnă că un adult n-are și el riscul lui. Evident, salvăm în primul rând copiii. Același lucru se întâmplă greu de gestionat atunci când un copil se înneacă. Fie se înneacă în apă, fie se înneacă cu un corp străin. Aici e riscul de a dezvolta, și cam asta s-a întâmplat în toate intervențiile, de a dezvolta stop respirator și secundar stop cardiac din cauza lipsei de oxigen. E clar că pentru... Ce ar trebui de făcut în aceste situații, care par totuși două situații distincte? Da, sunt două situații distincte. Care trebuie abordate în un pic deosebit. În apă, sigur, înseamnă în primul rând salvare. Acum, nimeni nu poate fi obligat să salveze o persoană din apă, numai că e din nou un gest de prim ajutor, decât salvatorii de la pompieri care vin cu barcă, dar la fel, haideți să ne gândim cât ia pentru ceva care se află pe malul Siretului, pe malul Prutului, da? Să vină echipat de salvatori, de scafandri de la Iași. Înseamnă timp. Înseamnă un timp care e nefavorabil pentru lipsa de oxigen, pentru hipoxie, pentru creier și pentru celelalte organisme și sisteme. Deci cel care ajută trebuie să fie cel de alături. Și în general oamenii sar. Da, cei care văd copiii la scăldat, va începe acum vremea scăldatului și deja vreau să vă spun că este foarte frică. Fiecare vară a însemnat un număr mare, mai ales de copii și de adolescenți, cu un nec și, din păcate, unii cu deces. E dureros pentru noi ca echipă medicală, dar pentru familiile oamenilor respectivi. E ceva care clar trebuie prevenit. Prevenția se face prin educație. Aici e tema, să asta zicem... Asta ne și dorim. Da, prin educație. Acum este sentimentul ăsta la copii, la adolescenți și la bărbații tineri, mai puțin la doamne și domnișoare, că nimic nu le se poate întâmpla, că sunt cei mai buni înotători, că apa e mică, că nu-i foarte rece, pentru că avem diverse momente în care se poate produce accidentul. Imersia în apă rece poate produce stop cardiac înainte de nec și poate genera riscul de nec.
Ce avem de făcut? Deci persoana trebuie scoasă din apă și apoi se deschide calea aeriană prin ridicarea bărbiei și hiperextensia capului. Bineînțeles, dacă nu e o traumă, dacă cineva nu s-a înnecat sărind de pe un pod dintr-un pentru copac. Pentru că și aici avem o problemă și există aici riscul de coloană vertebrală cervicală. Da, dar în fața unui risc, stop, da, problema respiratorie trece pe primul plan. Poate este. Avem leziune de coloană cervicală, poate nu avem leziune de coloană cervicală, dar clar, dacă cineva sigur nu respiră, nici nu o să mai ajungem să aflăm. Deci asta, respirația trece înaintea oricărui lucru. Dacă putem să deschidem calea aeriană, da. Exact. Să deschidem calea aeriană, să scoatem apa prin întoarcerea, dacă se poate mai multe persoane să întoarcă, dar nu l-apăsăm pe burtă, dacă vedem că n-are puls, o să începem compresiunile toracice. Dar inițial, ca apa să se scurgă, neavând un aspirator de secreții, ceva care să extragă lichidul, gestul simplu este de a-l întoarce, dacă se poate, ținând și capul și gâtul cu mâinile și umerii pe lateral, astfel încât apa se scurgă. Și apoi, dacă nu respiră și nu are puls, se încep compresiunile toracice. Compresiunile toracice care fac două lucruri. Pe de o parte, împing apa, cresc presiunea în torace, împing apa din căile aeriene și compresiunile toracice care generează pompa cardiacă și care împing sângele către creier în speranța că vom reuși să ținem persoana în această situație de suport vital de bază până când va veni echipa care va putea să intubeze, să continue compresiunile toracice, să facă defibrilare dacă este cazul. Pentru o persoană scoasă repede din apă, chiar dacă vedem că nu respiră, nu trebuie să stăm pe gânduri, trebuie să facem lucrul ăsta rapid, rapid, rapid. Nu există niciodată prea devreme. Nu există să stăm să ne gândim. Eu fi frig, e ud, e uscat. Dacă cineva nu respiră, important este să respire, să-i dăm oxigen și să începem activitatea cardiacă. Restul, toate celelalte, sunt așa pe este planul 2. Nu vom ajunge să aflăm dacă are leziune de coloană cervicală dacă nu ajungem la computer tomograf. Și dacă el nu trăiește, nu ajungem la computer tomograf. Adică și oricum, odată ce am pornit inima, este foarte probabil ca el să fie transportat cu acel guler cervical, evident, de protecție. Evident, după aceea avem lucruri pe care avem timp să le facem. Ce nu avem timp să facem este nu avem timp să ne uităm la cineva care nu respiră și nu are puls. Nu același lucru se întâmplă în cazul unui corp străin aspirat, pentru că spuneam, și asta se întâmplă, fie că e un lichid, fie că este, și aici e vorba de lapte și ceai, da? Din biberon sau din căniță sau din altceva, în special la copii. Asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla și la un adult. Știu cazuri de adulți care au murit singuri în casă cu obstrucție completă de cale aeriană prin înnec, da? Un bol alimentar sau lichid de vărsătură, din păcate. Deci poate fi vorba de un lichid sau poate fi vorba de un copii aspiră tot felul de lucruri. Fie din joacă? Fie din joacă, da. Bucățele de jucării, obiecte care nu trebuie să le fie la îndemână. Dacă aceste obiecte au fost aspirate și ele s-au dus într-o bronhie mare, copilul respiră cu celălalt plămân. Evident, e agitat, plânge, toată lumea e agitată, dar copilul respiră. Atât timp cât plânge, țipă, totul e bine. Sigur. Ceea ce trebuie să ne facă să ne temi este copilul care nu are niciun fel de reacție și probabil și este inert și cianotic. Sigur. Da. Și e inert. Acel copil este nevoie să intervenim cât mai repede. Evident, dacă putem interveni pentru scoaterea unui corp străin și la un copil care are obstrucție parțială, evident, dar pentru cel care tușește, la un moment dat nu mai are putere să tușească sau îl găsim deja cianotic, fără respirație, cu respirație agonică, trebuie să începem compresiunile toracice. Da? Compresiunile toracice la copil cu o treime din grosimea toracelui, atât trebuie toracic să comprimăm sternul, la adult cu 5-6 cm. La fel, spun din nou, crește presiunea intratoracică și corpul străin sau lichidul există poate ieși. Există șansa, da, există șansa și avem, să-l mobilizăm. Da? Pompa cardiacă pe care o facem să funcționeze. Câștigăm timp, câștigăm minute prețioase până la venirea
echipajului, fie de la SMURT, fie de la ambulanță. Și vreau să vă spun că e foarte important, întâlnim la telefon familii, persoane absolut disperate, pe care evident că le înțelegem, care țipă, plătesc asigurări de sănătate, veniți mai repede. Trebuie să ne gândim care e distanța, să ne gândim că nu pe fiecare stradă, nu în fiecare localitate. Așteaptă câte o ambulanță. Așteaptă câte o ambulanță. În speranța că va fi chemată. Da, sunt locuri în județul Iași în care există o singură ambulanță. Dacă ambulanța respectivă este plecată cu un caz către Iași, apare o a doua urgență, nu este. Să fie, evident, ne dorim, noi suntem cei care ne dorim cel mai mult să fie mai multe echipaje. Și un echipaj nu înseamnă doar o mașină, nu înseamnă doar cauciucuri și o carcasă, înseamnă echipamentele care sunt în ea și mai ales oamenii care lucrează. Echipajul uman. Evident. Și instruit. Care trebuie să fie pregătiți. Da? De asta suntem bucuroși, suntem într-un județ în care am reușit să facem și multe echipe de prim ajutor ale SMURD-ului cu paramedici. Era o vreme când ziceam, nu ne trebuie paramedici, ne trebuie medici. Dar hai să ne uităm la Statele Unite, hai să ne uităm la țările nordice. N-au aproape niciodată medic în prespital. Sunt tehnicieni medicali și paramedici foarte bine instruiți, care reușesc să aducă cazul către spital în condiții bune, astfel încât și care fac din ce în ce mai multă pregătire, și la noi se întâmplă același lucru, astfel încât de ce să stăm să așteptăm un medic? S-ar putea ca acel medic, când ajunge el de la Iași, după o oră la capătul județului, să intervenția nu poate lui să fie tardivă. Decât să scrie certificatul de deces, da? Nu asta ne dorim. Și atunci e bine să avem echipaje cu asistent, cu paramedic în cât mai multe locuri. E bine să dimineața, în general, sunt și medicii de familie în localități. E și ăsta un punct de sprijin foarte important, exact. Dar fiecare trebuie să gândească să dea primul ajutor. Și timpul de a înjura la telefon pe cine... Înseamnă timp pierdut. Înseamnă timp pierdut pentru omul drag, pentru care chestia asta, voi trebuie să veniți, că de-aia plătim asigurări de sănătate. Cu siguranță, se vine. Așa cum sunt condițiile în România, se vine cât se poate de repede și cu dorința de a salva. Dar timpul pierdut, fără măsuri de prim ajutor, nu îl poate aduce nimeni înapoi. Și asta atunci... înseamnă educația noastră, educația noastră a tuturora. Da. Și atunci lucrurile astea trebuie știute și făcute. Cel mai important atunci când apelăm 112 este să spunem adevărul, și dacă se dau informații să fie corecte, atât cât se poate. Nimeni nu știe dacă o persoană care are boli cardiovasculare acum e inconștientă pentru că are un accident vascular cerebral sau are o hipoglicemie. Nu e treaba, până la urmă nu e asta problema celui care face prim ajutor, dar e important să știm că este într-adevăr o persoană conștientă sau într-adevăr o persoană care și-a pierdut starea de conștiință. E foarte important locația în care se află, cum se ajunge la acea locație. Îmi amintesc iarăși un caz cu strada Eternitate. S-a apelat din Hârlău, s-a spus strada Eternitate și s-a trimis ambulanța, dispăceratul este pe județ, strada Eternitate. Eternitate în Iași, da? Și nu se găsea cazul în timp ce nu s-a spus despre ce localitate e vorba, da? Avem mai multe orașe, mai multe localități cu aceleași nume de stradă. E foarte important să știm de unde se apelează și cum se ajunge. Punctele de reper sunt iarăși foarte importante. Se poate face localizare și prin GPS, dar și asta durează. Sunt zone neacoperite de rețeaua de telefonie mobilă peste tot în județul Iași și peste tot în România. De aceea, informațiile care trebuie date sunt într-adevăr starea pacientului și unde se află, și dacă se dau informații care te conduc spre un stop cardiorespirator sau spre altă situație în care ai de făcut indicații din dispecerat la telefon, să le urmezi. Nu să începi să spui nu mă interesează, veniți voi, da? Timpul trece. Sigur. Și echipajul vine, dar ce s-a pierdut nu se mai poate câștiga. Asta ar fi un lucru esențial. Și ajungem la urgența cea mai mare, care este stopul cardiac.
de cauză cardiacă în mod special, pentru că am vorbit mai mult de cele de cauză respiratorie până acum și prin obstrucție de cale aeriană, cele de cauză cardiacă apar în general pe neașteptate, da? De asta e vorba, un stop poate fi urmat de o moarte subită. În aceste situații e clar că cel care se află alături trebuie să facă resuscitare, adică să verifice starea de conștiință, să deschidă calea aeriană, să apeleze la 112. Dacă sunt mai multe persoane, unul apelează, unul se ocupă de, sigur, de manevrele propriu zise. Și se încep compresiunile toracice. Compresiuni toracice care trebuie să fie neîntrerupte până la venirea echipei de la SMURT sau de la ambulanță. Vreau să vă spun că am întâlnit și suntem din ce în ce mai bucuroși că ni se întâmplă să găsim cazuri la care familia, cei care se află la fața locului, fac compresii toracice. Noi, conform ghidului european și pregătirii medicilor noștri, dăm aceste indicații la toată lumea. Unii vor să le facă, alții nu vor. Și întâlnirea noastră este o pledoarie pentru a vrea și pentru a spune cât de important este. În felul ăsta, oxigenul continuă, atât puțin cât se află în sânge la momentul stopului, continuă să circule, iar sângele continuă să circule și se menține creierul și cordul în condiții bazale, dar suficiente, până la venirea echipei care are defibrilator, oxigen, intubează, defibrilează, dă medicație și continuă aceleași compresii toracice care sunt esențiale. Cele două mânuțe ale noastre chiar pot salva vieți. Începând de la copiii din clasa 5-a, care s-a identificat că au forța de a face compresiuni toracice, da? Și își pot salva un bunic, de exemplu, care face stop sau chiar un părinte care face stop acasă, până la seniori, toată lumea poate face compresiuni toracice. Și da? Mai există astfel de educație pentru copiii din școli? Există, numai că nu este sistematică. Nu poți să spui că toți copiii au acest tip de educație. Pentru că ar fi interesant de introdus un minimum de astfel de instrucție și de educație, cu ajutorul, evident, a inspectoratului școlar. Noi am avut discuții aici la Iași și în multe locuri am făcut. Recomandarea... Copiii sunt foarte receptivi. Da, copiii sunt foarte receptivi și în spatele fiecărui copil se găsesc 2, 4, 6 adulți. Așa care este. Pot fi învățați. Fiecare curs de prim ajutor trebuie să termine cu o temă pentru acasă. Te duci acasă și povestești mamei, tatălui, bunicilor ce ai învățat azi la școală și le arăți cu ce ai învățat. Sigur. Și evident, așa cum se duc și le arată ce au desenat, ce poezie au învățat, toate lucrurile astea. Vor să arate și manevrele, da, pe care le-au învățat. Ce au învățat la dans, de exemplu, da? Da. O să fie, sigur, și părinții, sigur, și bunicii receptivi la manevrele de prim ajutor. Deci ăsta e sensul. Fiecare are o temă pentru acasă. Sper că într-o zi să ajungem și noi. Sunt câteva țări europene, 10, ultima este Marea Britanie, care a introdus acest lucru în curicula celor din ciclu 2, gimnazial și din liceu, da, ca obligatoriu. Din păcate vreau să vă spun că încă mai avem studenți care nu toți au învățat cu mare acuratețe gesturile de prim ajutor și asta este treaba noastră, de a tot repetăm și facem și activități extracurriculare. Iar în partea de școală e foarte important să reușim să avem formatori, pentru că formarea e așa piramidală, să reușim să avem formatori din rândul profesorilor și probabil că profesorii de sport și profesorii, sigur, de biologie, sigur, sunt, sigur, cei mai, asta nu înseamnă că doar ei, dar sunt cei mai indicați să predea astfel de manevre de prim ajutor, sigur, dacă ei sunt formați de instructorii care sunt medici, instructori ai Consiliului Român de Resuscitare, ai Consiliului European, instructori care au făcut aceste cursuri și care la rândul lor transmit această informație. Ce e foarte important de știut, există și stopul cardiac la capătul vieții. Acest stop cardiac trebuie înțeles într-un alt sens și constatăm că fie oamenii și-au schimbat percepția,
fie vor să păcălească iarăși sistemul din când în când. E vorba de persoanele în vârstă cu boli cronice, la care, medical vorbind, s-a făcut cam tot ce s-a putut. Să nu mai vorbim de persoanele cu boli terminale. Cu boli terminale, sigur. Care au fost într-o clinică de paliație, deja li s-a explicat că toate resursele medicale... Sunt în cădere. Exact. Sunt în cădere liberă și nu ne mai putem aștepta la cuvântul tratament. Exact. Și că viața, așa suntem, până la urmă suntem muritori, are un final. Un final în care sistemul medical sau cei care îl îngrijesc nu se vor da în lături să îl îngrijească în sensul confortului, da? A terapiei, sigur, durerii, a... calității vieții până la urmă. Da, a calității vieții. Sigur. Dar că viața are acest sfârșit și pe care mai degrabă pacientul înțelege, mai puțin câteodată familia, fie că refuză, fie că nu vrea să ia, să țină cont. Și apelează la 112, spunând că e vorba de un stop, un stop care a apărut, nu ne-am așteptat. Da? Deși avem documente medicale, deși avem în spate iarăși o echipă de medici care eventual pe anumite specialități sau pe paliație care au făcut patologie, și o patologie. Sigur. Exact. Și sună la 112. Cheltuim o resursă. Nu că o cheltuim în sensul de bani, în sensul de alocarea unei resurse, da? Ca să plece singurul echipaj de terapie intensivă, SMURT, cu medic, primar sau specialist de urgență. Către care, un astfel de caz. Care poate este necesar în altă la parte, acea urgență, da, care țipă. Exact. Deci se noastre întâmplă în același timp un accident, se întâmplă o cădere, sigur, de la înălțime, sigur, se întâmplă un infarct miocardic, se întâmplă un stop din asta neașteptat. Și echipajul este dus la cineva care n-a înțeles acest lucru. Care sau nu avea resurse. Da. Sau care vrea, de fapt a înțeles, dar își dorește să obțină în felul ăsta un certificat de deces în weekend, mai repede, mai simplu. E un fel dureros. E un fel dureros de a fi, așa este, egoiști, de a ne gândi doar la noi și de a nu ne gândi că acel singur medic s-ar putea să fie important pentru un alt semen de-al nostru, da? Și bucuroși am păcălit sistemul. Au venit, noi urcăm pe scări, da, disperați, defibrilatoare, tărgi, medicație, să resuscităm. Și ne găsim în fața unui caz în care oamenii au înțeles că ăsta e finalul, dar la telefon au spus altceva. Și nu e deloc cinstit pentru cineva care ar avea cu adevărat nevoie de acea resursă medicală. Da? Pentru care chiar nu se poate face nimic. Da. Noi am avut un spot, o să-l reluăm probabil, noi mă refer la Fundația pentru SMURT și programele Societății Române de Medicină de Urgență. O să vi-l reamintesc, o doamnă care sună la ambulanță având o durere de spate, ceva mai de demult, care evident trebuia să meargă către medicul de familie, care să identifice căile pe care mai departe va programa pacientul pentru investigații, pentru îi va da eventual un tratament. Dar sărim peste pași? Dar sărim peste pași, sunăm la 112. Eventual în miez de noapte. Eventual în miez de fără noapte. Fără să fie o urgență. Și spunem putem că mobiliza eventual o echipă de neurochirurgie care iarăși ar putea să fie necesar să fie în altă parte. Da. Și iarăși nu este corect. Și spunem, păi nu mai poate respira, nu mai suportam de durerea. Bun, dacă totuși spune nu mai suportam durerea, tot e bine, pentru că nu mai suportam durerea spus de cineva care vorbește la telefon, înseamnă clar, îți dai seama de că respiră, îți dai seama că vorbește, așa îți dai seama că e conștient. Problema este când sună și spune nu pot respira. Da? Și e vorba de o persoană la care te gândești se poate instala o embolie pulmonară, da, un edem pulmonar acut. Da? Evident, te duci cu alte resurse, cu altă viteză. Și în același timp, pentru că așa e spotul, e o doamnă care descrie o embolie pulmonară, dar care zâmbitoare
deschide ușa și spune: vă mulțumesc că ați venit, și e întrebată de către echipa: dar de ce ați spus asta? Păi așa ați venit mai repede. În același timp, la un alt caz, se ajunge mai târziu și persoana respectivă este o femeie de aceeași vârstă, arătând relativ la fel, cu doamna și care era în stop și care se moare. Da? Sigur. La asta trebuie să ne gândim întotdeauna, să ne gândim dacă într-adevăr asta este resursa pe care trebuie să o apelăm noi acum. Și în același timp constat un bun simț exagerat câteodată la persoane care chiar au nevoie de intervenție rapidă. Așa este. Da. Persoane așa este. Care au o durere toracică în umăr sau în mandibulă vineri seara și se gândesc: pe care o ignoră. Mă doare umărul, da. O ignoră. Hai să mă frec puțin. Hai să iau o pastiluță de durere, un antiinflamator, că știu așa. E o altfel de durere decât au mai avut. E o durere care persistă, e o durere care ia pas. Dar mai plouă afară, da. Poate din cauza asta. Și aglomerat la UPU. Mă duc luni dimineața la medicul de familie. Exact. Și medicul de familie descoperă, face o electrocardiogramă și vede un infarct miocardic acut. Și au trecut 48 de ore și intervalul fereastra terapeutică în infarctul miocardic acut este cea mai bună, cea de 2 ore, da? Cea de 120 de minute, în care se poate face angiografie, se poate pune stent. După 2 zile nu se mai poate face asta. Deci avem cealaltă variantă în care las că-mi trece sau hai să nu-i aglomerez eu. Sunt cei care exagerează și care spun: a, dar trebuie, las că mă duc eu, le zic eu acolo ceva, trebuie să vină, să rezolve, da? Și luăm resursa care de fapt ar trebui să meargă în altă parte. Și asta e din nou o chestiune de educație, o chestiune de a te gândi la toți, la comunitate și nu doar la tine și nu doar la binele tău. Haideți să ne gândim cum am putea totuși să rezolvăm. De rezolvat nu se va putea rezolva, că asta nu se poate rezolva niciunde în lume. Dar cum am putea să educăm, dacă vreți, pacienții noștri, care poate nu-și doresc, mulți din ei, auzind această discuție pe care am făcut-o, poate se regăsesc într-o astfel de situație și poate chiar au acea brumă de conștiință. Da? Și încearcă să nu greșească a doua oară. Cum am putea să soluționăm? Cum credeți că am putea să o facem? Considerați că un call center în care să știu și eu, care să răspundă și care să facă un soi doar de triaj și care să pondereze astfel de cazuri, ar fi util? Mai multe porți deschise. Ceea ce ați spus e încă o poartă deschisă. Sigur. Mai multe porți deschise, în afară de cea a urgenței, și informarea despre aceste porți deschise este cea mai bună soluție. Apoi, alt sistem decât apelarea strict la 112. Exact, exact. Oamenii trebuie să știe că au deschisă poarta medicului de familie și cunosc, sunt bucuroasă, n-am să o fac doar acum pentru că sunteți gazda acestei emisiuni, dar cunosc atâția medici de familie care își dedică timpul și în afara programului și ascultă pacienții la telefon și îi îndrumă cum trebuie. Trebuie să știe că există această poartă deschisă și că se poate apela la ea. Apoi sunt porțile deschise ale cabinetelor de specialitate în contract cu casa, da? Care nu înseamnă costuri suplimentare, da, din o sumă pe care trebuie să o scoată din buzunar. Și apoi sistemul programării. E foarte important ca românii să înțeleagă că există sistemul programării. Ne trezim în urgență cu pacienți care sunt diagnosticați și care au o recomandare, fie de la medicul de familie, fie de la un specialist către alt specialist, să meargă pentru o investigație sau pentru un consult. Lucru pe care nu l-au făcut sau au dat telefon sau au aflat că programarea este peste o săptămână și atunci s-au gândit să eludeze sistemul. Exact, să eludeze sistemul și din nou lăsăm, fie voit de la început, las că sun eu la 112 și o să mă duc în urgență și o să fac ecografia sau tomografia în urgență și m-am scos. Sau în mod involuntar spunând: ei, lasă să fac eu lucrul ăsta. O întâlnesc de multe ori în spațiu
din afara spitalului și din afara smurdului, prieteni, rude, persoane care spun, a, dar o programare durează. Bun, dar ați făcut-o ca să începem, trebuie să începem de la punctul zero. Dacă o facem, zile se vor scurge. Dacă așteptăm să întâlnim pe cineva să rezolvăm altfel problema, zile se vor scurge fără acea programare și vom ajunge fie în mod conștient să apelăm la lung, doar, fie în mod inconștient că ne va fi mai rău. Sigur. Și ce n-am făcut e deja un pic greu de refăcut. Astea sunt lucrurile pe care ar trebui să le înțeleagă foarte mulți dintre oamenii care apelează la 112. Anul de pandemie a adus pentru Unitatea Primire Urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon, care este în topul celor mai aglomerate sau vizitate din România, cam 18.000 de pacienți, mai puțin decât în 2019. Dumnezeule! Da? Deci 18.000. În 2019 am avut, recordul a fost de 92.000. În 2020... Lumea a stat mai cu minte acasă? Da. Din două motive. Una, într-adevăr, n-a avut nevoie, pentru că a fost perioada cu mai puține accidente rutiere. Accidentele rutiere, da. Da. Și ăsta a fost un lucru bun. Poate și accidentele, să spunem, casnice. Și accidentele casnice, da. Nu, agresiunile interumane, că de fapt asta a fost. Oamenii stând izolați, nu s-au mai întâlnit în locuri în care se consuma mult alcool, în care se socializa prea mult până se ajungea la agresiune, cu fracturi, contuzii, plagi înjunghiate și așa mai departe. A fost pe de-o parte acest element și pe de-altă parte oamenii care într-adevăr nu reprezentau urgențe au stat acasă și au rezolvat singuri cu consultație prin telemedicină la medicul de familie problema care putea fi rezolvată oricum. Și a mai fost și un procent mic, din păcate, de oameni care s-au temut în mod nejustificat și care ar fi trebuit să vină. Aceștia... Asta este drept. Știm cu toții că am avut și astfel de pacienți care nu au apelat diversele tipuri de servicii, asta diversele specialități. Asta a fost o mare durere în condițiile în care noi am fost în permanență deschiși și, evident, am tratat separat pacienții COVID pe circuit separat, suspecți COVID față de cei care nu aveau această suspiciune și în condițiile în care și ambulatorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon a funcționat tot timpul, putând programa pacienți care erau în diverse programe de boli cronice, care aveau nevoie de diverse consultații. Cu circuitele tratament. Foarte bine realizate în această perioadă. Atât cât s-a putut, singur. A fost asigurat continuitatea tuturor gesturilor medicale. Da. Și n-am trezit și asta a fost durerea, că au fost pacienți care într-adevăr au venit prea târziu, au ignorat niște semnale importante și am descoperit cu neoplazii severe, cu deja cu metastaze, cu diseminări secundare, destul de greu de tratat. Aceștia erau cei care nu trebuiau să stea acasă, nu neapărat să vină la urgență, dar să vină către toate porțile deschise ale sistemului medical sau să vină și la urgență în final. Sunt puțini, dar ei există și ne doare pentru fiecare dintre ei. Dar în mod clar au existat un număr mare, câteva mii, care au stat acasă, au stat bine, au rezolvat problema pentru care nu trebuiau să ajungă în urgență. Așa încât există soluții. Aici soluția a fost teama. Eu nu cred că teama trebuie să fie soluția, ci informarea. Educația. Informarea corectă și accesul la informația medicală până la urmă. Exact. Și privirea către lumea în care trăim, către noi înșine, sigur, în comparație cu lumea în care trăim. Iarăși, niște situații în care putem face mult pentru pacienții noștri doar prin cuvinte, doar prin educație, sunt situațiile de urgențe digestive. Iarăși, ultimul Crăciun și ultima sărbătoare a Sfintelor Paști ne-a dus mai puține urgențe legate de consumul excesiv de mâncare la urgență. Nu știu dacă au mâncat mai puțin, nu știu dacă au făcut mai puține gastrite, indigestii, crize ulceroase.
Dar poate au înțeles cum se tratează astea toate în varianta de prim ajutor. Varianta de prim ajutor este oprim ingestia de aliment. Un lucru care mă... Da, așa este. Așa este. Cu sigur, care mă întâlnesc sigur. De 20 de ani în urgența de aici, de la Iași, se întâmplă nu doar la Iași, se întâmplă peste tot. În momentul în care persoana respectivă vine cu asemenea simptomatologie, după un exces de alimente, bogate în grăsimi, în calorii, în tot felul de condimente. Și primul lucru pe care îl spui este aceea că trebuie să oprească și să treacă la un regim hidric, bazat pe apă, ceai, supe de legume. Cum să mănânc de Paști, exact, supă de legume? Exact. E cum să beau apă, da, doamna doctor. Exact. Păi și cu vinul pe care l-am cumpărat ce fac. Exact. Și salata băf plină de maioneză? Da. Cui rămâne? Da, exact. Deci asta... Și cele 200 de sarmale. Da, exact. Deci asta e marea problemă. A românilor. Pentru că sunt foarte contrariați. Cum să beau supă de legume sau și cum ceai? Să mănânc puțin. Da, și cum să mănânc puțin sau deloc, că le explicăm că trebuie să țină un regim doar cu ceai, supă și apă și să ia niște medicamente. Așa, e o mare nemulțumire, evident. Și unii se duc acasă, semnează că nu rămân sau poate nici nu e nevoie să rămână în spital și revin după 12-24 de ore cu o complicație, care e o colecistită acută, care e o pancreatită acută, care e un ulcer perforat sau un ulcer hemoragic și atunci chiar trebuie să internăm pacientul respectiv. Sau ciroza decompensată cu ascită. Da, a consumat mult alcool, a consumat multă sare, a mâncat multe proteine și animale și nu e ceea ce trebuia. Iarăși foarte mare surpriză. Cum, într-adevăr, de sărbători să ținem regim alimentar? Da. Ar fi rău să ne uităm așa un pic și în curtea străinilor. Da, să vedem că niciunii... Mănâncă mai ușor. Da, mai ales... Și se mai opresc la cozonacii, care sunt foarte grei. Și la feluritele, feluri de pască. Da. Și să le mâncăm cu ponderație. Acum se poate, totdeauna spun, se poate gusta din toate. Toate felurile, dar înseamnă a gusta. Și iarăși ne reîntoarcem la dictonul ăla de pe vremuri. Cu ponderație gustați din toate ale vieții. Da, și inclusiv din băuturile alcoolice, care iarăși sunt o mare problemă și care generează direct urgențele legate de consumul de etanol, dar și indirect legate de agresiuni în familie sau în grupul de prieteni, să zicem, sau de dușmani, și mai departe accidentele rutiere, numai puțin, și consecințele pe termen lung ale consumului cronic de etanol, bolile gastrointestinale și bolile... Până la nenorocitele de boli neurologice. Exact. Sigur. Și bolile cardiovasculare, pentru că deși nu e așa foarte cunoscută legătura directă dintre consumul de etanol și cardiomiopatia dilatativă, ea există, care duce la insuficiență cardiacă sau la o serie de tulburări de ritm, ea există și se întâmplă și acestea sunt urgențele care ajung, sunt foarte grave. Ele vin din urmă, nu e vorba de ultimul consum de alcool, e doar cel care a precipitat urgența și a precipitat internarea. Și înseamnă acumularea în timp a acestui toxic, exact, până la urmă, care s-a transformat din aliment și din substanța benefică până la urmă, da? Pe care ingerată în cantități minimale, moderate, da, are efect și valoare evident, există studii care ne spun că o anumită cantitate de vin de bună calitate are o serie de proprietăți chiar de prevenție a bolilor cardiovasculare, a unor boli oncologice, dar această cantitate este undeva cuprinsă între 150 și 200 de mililitri de vin pe zi, cam atât, nu mai mult și niciodată mai mult. Ori colegii noștri din neurologie, neurochirurgie, care se confruntă cu comele, în momentul în care minunații se trezesc din coma lor alcoolică, și cât ai băut? E, păi, domnul doctor, așa, cât
normal. Dar cât este normalul la tine? Păi de la 3, 4, 5 litri în sus. Da, da. Asta deci e, alții au normal. Alt normal. Da, da, da. Au alt normal. Decât definim noi normalul. Da, păi am avut alcoolemii și chiar prezentam către presă în perioada asta de după Paști de peste 500 de miligrame. Dumnezeu! Da. Come etanolice. Da. Mai respirau, da. Come etanolice, care una dintre cazuri a și trebuit intubat. A stat intubat 4 zile pentru că mai departe a căzut și a făcut o fractură de piramidă nazală. A aspirat sângele, a făcut o pneumonie de aspirație. Întotdeauna există acel Dumnezeu al bețivilor, al consumatorilor de etanol care îi apără. Unii fac complicații și sunt complicații câteodată care duc la deces. Și mă refer la complicații acute de tipul vărsăturii și aspirații. Da? Orice persoană comatoasă, neșansa este că fac mai mult cei cu come neurologice lucrul ăsta decât cu come etanolice sau neșansa sau pentru combinate. Cei sau combinate. Pentru că un alcoolic niciodată nu are reflexul de apărare și cade ca un bolovan și se lovește la cap. Exact. Sigur. Riscul de traumă craniană, dar și riscul simplu de a vărsa și a aspira atunci când starea de conștiință nu este păstrată și nu întotdeauna se află în poziție laterală de siguranță. De aceea, dacă îi găsim, iarăși o manevră de prim ajutor. Cel puțin să-i punem pe parte. Cel puțin să-i punem pe parte, da? Poziția putem laterală. Putem să-i lăsăm acolo unde sunt, dar măcar exact, să stea pe măcar parte. Să-i punem pe parte. În ideea că, și să prevenim hipotermia, dacă vremea este rece și iată vara se lasă încă așteptată, să fie feriți de hipotermie. Pentru situația în care există suspiciunea unei traume, fie că e dintr-un accident rutier, fie că este vorba de o agresiune, fie că e vorba de o cădere de la înălțime, într-adevăr, persoana respectivă ar trebui să nu fie mutată de acolo, dar cu câteva precauții. În primul rând, dacă este în stop sau dacă varsă, atunci evident, trebuie să... manevrele de resuscitare. Evident, da. Să... pentru stop să încep compresiune toracice, pentru situația de vărsătură cu risc de obstrucție de cale aeriană se întoarce persoana pe parte. Da. Dacă se poate, două persoane care îl mișcă în bloc, astfel încât dacă există leziune de coloană cervicală să nu să agravăm. Secțiune, da, să nu facem secțiune, să nu o agravăm. Dar nu îl lăsăm așa să horcăie, da? Îl întoarcem pe o parte. Pentru situația de traumă, dacă persoana respiră bine, se lasă întinsă. Am găsit și cazuri în care îi puseseră o pernă sub cap. Nu se pune nicio pernă sub cap. Nu există beneficiu pernei aproape în nicio situație, numai în insuficiența cardiacă, în care vrem să ținem pe cineva în poziție semișezândă și atunci și atunci nu e suficientă chiar doar acea pernă sub cap. Am găsit un tânăr căzut de pe stâlp care lucra la ceva, o instalație și era în iarbă, lucru bun, îl lăsaseră acolo, dar îi puseseră o pernuță sub cap, lucru care nu-i bun. Da? Persoana se lasă pe un plan dur. Evident, trebuie să o scoatem dacă este pe partea carosabilă, da? Ori oprim circulația, ceea ce e varianta corectă, ori o scoatem din mijlocul drumului, da? O persoană lovită, căzută de pe bicicletă, de pe motocicletă, da? Nu se lasă în mijlocul drumului dacă nu oprim circulația. Dacă oprim circulația, bun, foarte bine, se poate face acest lucru. Și de aceea trebuie să coopereze mai multe persoane la această manevră. Cam astea ar fi începuturile manevrelor de prim ajutor. Și eu zic că am acoperit o cantitate suficient de importantă de probleme care pot să apară și la care noi, toți, nu numai persoanele care au educație medicală, putem face lucruri corecte pentru semenii noștri. Până în momentul în care, evident, veniți dumneavoastră cu serviciile specializate. Doamna profesor, timpul s-a scurs nesperat de repede. Ați făcut un slalom atât de frumos prin toate informațiile pe care ne le-ați prezentat, ceea ce am și intenționat de altfel, să transmitem informațiile corecte oamenilor care ne ascultă și, de ce nu, pacienților noștri care ne creditează și care au nevoie de noi.
Vă mulțumim pentru tot ce ne-ați spus astăzi. Vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată în platoul nostru, iar tuturor ascultătorilor noștri le dorim, ca de obicei, un plus de sănătate. Sănătate și noi suntem în Iași prezenți. Știm că sunteți prezenți, vă mulțumim și vrem să vă simțim mereu foarte aproape de noi, așa cum v-am simțit dintotdeauna. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu.